Peste 1000 de oameni s-au imunizat anticovid în cadrul campaniei Vaccinează-te pe nou ca să sărbătorim pe vechi, organizată de Primăria Capitalei în parteneriat cu Asociația Măr. În cadrul acțiunii, fiecare persoană imunizată a primit un voucher cadou cu bucate pe care le-a putut lua sau servi în mai multe localuri. Acest weekend este ultimul în care se desfășoară campania, iar autobuzul de vaccinare poate fi găsit în sectorul Râșcani. Chiar și de Crăciun, la punctul de imunizare s-au format cozi. Oamenii susțin că vor să sărbătorească în siguranță. Ce-i sărbătoare azi, lumea nu lucrează, lumea se odihnește. De ce să venim să ne vaccinăm? Prima doză. Dacă facem asta și urmăm dușă, sărbătorim. Ca tot lumea, ca moldovan. Nu ne îmbolnăvim. Campania Vaccinează-te pe nou ca să sărbătorim pe vechi a fost lansată acum o lună și jumătate, iar punctele mobile de imunizare au ajuns în toate sectoarele capitalei. Timp de aceste 10 zile de weekend s-au vaccinat, am făcut totalurile chiar aseară, deci fără ziua de astăzi și fără ziua de mâine, 25-26 decembrie, s-au vaccinat 1053 de persoane. Persoane care au venit fie pentru doza 1, fie pentru doza 2, fie pentru doza booster. Municipiul Chișinău, în statisticile naționale, suntem cel mai bine, cu rata de 45% persoane vaccinate, ceea ce constituie peste 300.000 din locuitorii capitalei. Reprezentanții sectorului Horeca susțin că sunt gata să dea o mână de ajutor autorităților și în anul care vine. Noi ne dorim să revenim la o viață normală, cel puțin cea înainte de pandemie. Din acest motiv, noi susținem și încurajăm oamenii, cetățenii acestei țări, să se imunizeze pentru a trece cât mai rapid peste această pandemie. Dacă o să fie solicitări din partea autorităților, noi întotdeauna suntem alături. Alături lângă medici, alături lângă cei care sunt pe prima linie cu lupta la pandemie și de ce nu tot vremea putem să ajutăm. Solicitarea să fim și noi alături ca să ajutăm. Până acum, puțin peste 1,7 milioane de persoane din Moldova s-au vaccinat împotriva noului coronavirus.